Dragii mei, rețeta de astăzi este cea de chec marmurat, cunoscut sub denumirea de chec zebră. Este o prăjitură cu aspect striat, o combinație între un aluat de vanilie și unul de ciocolată. Pare complicat de făcut această prăjitură, dar nu este. Tehnica este una chiar ușoară. Iar rezultatul final este unul extrem de plăcut. Pe lângă faptul că arată extrem de bine, este pufos și aerat. Ingredientele sunt puține, probabil le aveți deja în cămară, așa că haideți să vă arăt de ce anume aveți nevoie și cum se face. Ingredientele necesare sunt acestea, totodată lista completă o găsiți în descrierea videoului. Este o rețetă rapidă, așa că vom da drumul pentru început la cuptor la 180 de grade pe ventilație. Apoi voi separa ouăle. Într-un bol mai mare voi pune albușurile, iar într-unul mai mic voi pune gălbenușurile. Ouăle sunt separate, așa că voi bate pentru început albușurile cu un praf de sare pentru aproximativ 2 sau 3 minute. Voi adăuga zahărul în 3 tranșe, amestecând cu mixerul continuu. Din momentul în care am incorporat tot zahărul, vom mai mixa pentru 2 sau 3 minute, cât albușurile să devină tari și lucioase. Am lăsat albușurile deoparte, iar acum mă voi ocupa de gălbenușuri. Am bătut pentru câteva secunde gălbenușurile, iar apoi în fir am adăugat uleiul. Adaug câte puțin ulei, amestecând cu mixerul continuu, practic folosesc aceeași tehnică ca la maioneză. Peste gălbenușurile bătute voi adăuga vanilia, urmând să adaug și laptele, amestecând cu un tel până când acesta este incorporat în totalitate. Acum că cele două compoziții sunt gata, urmează să incorporez compoziția de gălbenușuri în cea de albușuri. Am pus jumătate din compoziția de gălbenușuri, iar cu o spatulă am amestecat cu mișcări largi până când totul este incorporat. Odată încorporată prima tranșă, adaug și cea de-a doua parte, amestec la fel cu mișcări largi până când totul este uniform. Peste făina necernută am adăugat praful de copt, iar cu o lingură am amestecat totul. Următorul pas este acela de a încorpora făina, iar acest lucru îl voi face în 3 tranșe, cernând făina peste compoziția de ouă. După fiecare tranșă de făină adăugată, voi amesteca cu spatula, făcând mișcări largi. Acest lucru va face ca aerul încorporat atunci când a bătut foarte bine ouăle să nu fie scos afară. Aerul acesta despre care v-am vorbit va face checul nostru să fie aerat și pufos. În aceeași manieră voi adăuga și a doua, dar și a treia tranșă de făină, amestecând după fiecare tranșă adăugată cu o spatulă și cu mișcări largi. Un alt lucru de precizat este acela că n-ar trebui să amestecați exagerat în aluat, doar cât făina să fie încorporată. Și acest lucru din același considerent, din a nu scoate din aerul pe care ne-am chinuit să-l băgăm atunci când am bătut bine ouăle. Acum voi împărți aluatul în două părți egale, una va rămâne exact așa cum e, iar în a doua voi pune cacao. Inițial am amestecat-o într-un alt bol cu 2 linguri de apă, apoi am adăugat-o peste una din cele două compoziții. Voi amesteca totul bine cu mișcări largi, iar cu asta am terminat de preparat cele două aluaturi. Aceasta este o tavă de chec pe care am uns-o cu ulei, iar mai apoi am tapetat-o cu făină. La fel de bine o puteți tapeta și cu o foaie de copt.
Urmează acum o altă parte importantă a checului, să îl asamblăm. Acest lucru se face simplu, voi pune două linguri de aluat de vanilie, peste care pun două linguri de aluat de ciocolată. Repetăm acești doi pași până când terminăm tot aluatul. După cum ați putut vedea la începutul videoului, striațiile la checul marmurat făcut de mine sunt foarte multe. Dacă vă doriți ca acestea să fie mai puține, tot ce trebuie să faceți este să puneți 4 linguri de compoziție de vanilie, urmate de 4 linguri de compoziție de ciocolată, repetând procedeul până este gata toată compoziția. Checul este gata, urmează să fie băgat la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 40-45 de minute până când trece testul scobitorii. Checul meu marmurat a stat la cuptor exact 45 de minute, este gata, îl voi lăsa să se răcească pentru 10 minute, iar apoi putem să ne bucurăm de el. Pe cât de bine arată la exterior, pe atât de bine arată în interior. Este moale, este totodată fraged, după cum vă spuneam, nici nu este greu de făcut. Sper din suflet că v-a plăcut rețeta adusă de mine astăzi. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați un like și un comentariu. Iar pentru cei ce încă nu s-au abonat la canalul meu de YouTube, nu ezitați să o faceți apăsând pe butonul de subscribe și pe clopoțel, pentru a primi notificare de fiecare dată când pun un video nou. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă rețetă. Până atunci, vă doresc numai bine!